Bună ziua, stimat. Bună ziua, stimați reprezentați mass media. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitații de a veni la această conferință care are un generic primăvaratic, Festivalul Internațional Mărțișor, ediția 56. Acum vreau să vă prezint gazdele. Domnul Ministru Culturii Sergiu Prodan, doamna Svetlana Puciumban, șefa Direcției Patrimoniului și directorul instituțiilor de spectacol, încep cu domnul Ion Grosu, Teatrul de Operă și Balet, domnul Andrei Locăman, Modala Concert, doamna Larisa Zupcu, Sala Borcă, doamna Sperdana Dimu, la Borcă Națională și doamna Aliona Strâmbeanu, Baletul Național Joc. Îl invit pe domnul ministru să ne vorbească în linii generale despre ediția 56 Mărțișor și Târgul de Mărțișor. Vă rog, domnul ministru. Vă mulțumesc și eu pentru că ați dat curs invitației noastre. Este un moment important pentru că în acest an, la cea de-a 56-a ediție a Festivalului Mărțișor, care tradițional se va desfășura începând cu data de 1 martie până pe data de 10 martie, avem și noutăți importante care vor fi în premieră în cadrul acestui festival. În primul rând, vreau să spun câteva cuvinte despre festivalul propriu-zis. Deschiderea festivalului se va produce pentru că pe data de 1 martie e și ziua de naștere a maestrului Eugen Doga, deci deschiderea festivalului va fi o seară de creație a maestrului Doga și închiderea festivalului se va produce cu un recital al artiștilor de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, pentru a aminti și nouă guvernanților, dar și societății despre importanța reconstrucției clădirii Filarmonicii Naționale. Pe durata festivalului despre repertoriul propriu-zis, despre programul festivalului, vă va vorbi domnul Andrei Locoman, dacă o să aveți întrebări. Sper că situația pandemică va fi una permisivă și favorabilă, deci tendințele la moment sunt foarte optimiste. Sperăm că, odată cu începutul festivalului, situația pandemică ne va permite să umplem sălile la 100%, cu respectarea, desigur, a acelor norme care vor fi impuse la moment de CNEST, de Comisia Națională. Încă o noutate legată de festival, care, iată, are o tradiție atât de bogată, o vârstă atât de frumoasă, având în vedere faptul că însăși Mărțișorul a fost introdus în patrimoniu imaterial al umanității, înregistrat la UNESCO împreună cu România și cu alte țări din regiunea balcanică, dar despre acest moment vă vom vorbi în detaliu doamna Puciumban. Am discutat cu domnul ministru Romașcanu ideea de a propune, începând cu anul viitor, organizarea acestui festival și în România. Deci să facem un festival comun, un Mărțișor amplu. Este o tradiție a Republicii Moldova demnă de a fi preluată și acest festival trebuie să aibă o amploare cât mai mare și un viitor strălucit. O altă noutate este de o importanță mai mică, dar la fel de dragă pentru noi, este ideea organizării cu ocazia Mărțișorului, cu ocazia sărbătorii de Mărțișor, nu doar a festivalului, organizării unui târg al Mărțișorului. Și în acest sens, iată, mulți în societate se întrebau de ce lângă Palatul Național mai sunt păstrate acele căsuțe de la Târgul de Crăciun.
Nu ne-am încumetat să le lichidăm, pentru că a apărut ideea organizării unui târg exact în spațiul respectiv, spațiul care va fi puțin reamenajat, pentru că e o diferență între târgul de Crăciun și târgul Mărțișorului. Dar dacă acest experiment va fi unul pozitiv, sperăm să organizăm tradițional în fiecare an un târg al Mărțișorului. Cu detalii în acest sens, am să rog pe colega doamna Svetlana Pociumban să ne prezinte detalii vis-a-vis de ideea acestui târg. Mulțumesc, stimate domnule ministru. Se vede? Da? Domnilor directori, stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumim că ați onorat invitația noastră de a participa la conferință. Domnul ministru a zis că Mărțișorul a fost înscris în patrimoniu imaterial UNESCO în anul 2017. Este un dosar transfrontalier, un dosar la care au muncit patru țări, România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia. Pe lângă acest element frumos care este Mărțișorul și ne mândrim cu el deja în UNESCO, avem și alte trei elemente ale patrimoniului imaterial. Totodată suntem în ajunul primăverii, avem un spațiu foarte frumos aici în jurul Palatului Național, avem deja o infrastructură bine gândită și la Ministerul Culturii a apărut ideea de ce nu ar fi frumos ca să organizăm în acest an, în spațiul adiacent Palatului Național, acest târg al Mărțișorului. De ce târgul Mărțișorului și de ce ne propunem să-l inaugurăm nu pe 1 martie, dar pe 24 februarie. Sosirea primăverii în Republica Moldova este asociată cu două sărbători, cu sărbătoarea Dragobete și cu sărbătoarea Mărțișorului. Și una și alta, de fapt, este despre frumos, și una și alta, de fapt, este despre tradiții, și una și alta este despre continuitate, și una și alta, de fapt, semnifică cât începutul, atât și sfârșitul. Cât sfârșitul, atât și începutul. Sfârșitul iernii, începutul primăverii. Noi sperăm sfârșitul pandemiei și începutul vremurilor frumoase, cu multă sănătate pentru toată lumea și reluarea activităților noastre așa cum suntem obișnuiți să le avem. Cu acest prilej, Ministerul Culturii, în parteneriat cu Moldova Concert, cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, cu Centrul Național de Cercetare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, organizează Târgul Mărțișorului. La acest târg vor fi invitați meșteri populari, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, am vrut să zic, membri ai Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova și nu numai, dar toți acești participanți la târg, care vor pune la dispoziția oaspeților produsele sale, vor fi selectați după unicul principiu. Tot ceea ce fac dumnealor trebuie să fie autentic, trebuie să fie în corespundere cu tradiția. Noi credem că aceasta este o modalitate de a oferi un spațiu de desfacere meșteșugarilor, artizanilor noștri, dar totodată să promovăm elementul tradițional, să promovăm acel Mărțișor pe care noi l-am înscris în patrimoniu imaterial UNESCO, ținând cont de ceea ce a creat poporul român pe parcursul istoriei. Cu acest sens, Muzeul Național de Etnografie, pe parcursul târgului, va organiza ateliere de creație, de confecționare a găitanului, prototipului mărțișorului, de fapt, dar și atelier de purtare a acestui găitan. Deci noi nu venim doar cu o piață de desfacere, noi venim cu un program amplu, cultural, cu ateliere de creație, cu spectacole, concerte organizate de formații artistice, de amatori, dar și de profesioniști. Vom inaugura acest eveniment cu un spectacol frumos și nu deschid acum parantezele cine vor fi în inaugurare, cine vor fi în deschidere, pe data de 24 februarie. Cred că ar fi cazul să mă refer un pic la programul târgului, la orele, mai bine zis, de lucru al târgului. În zilele de weekend, târgul va funcționa de la 10 dimineața până la 20:00. În zilele de lucru, de la 16:00
până la 20.00. Cum facem noi ca Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor să fie omnea prezent? Vom avea inaugurat instalat un LED în spațiul unde se va desfășura târgul și toate spectacolele care vor avea loc pe piața, pe scena Palatului Național, vor fi difuzate în spațiul târgului. Credem că nu vom aduce mare prejudiciu financiar întreprinderii Moldova Concert prin această inițiativă, dar totodată ținem cont că suntem în pandemie și lumea va putea să aibă acces mai larg la aceste spectacole, fiind în spațiu deschis, și totuși oamenii vor avea posibilitatea să procure elemente tradiționale, să procure piese confecționate de artizanii binecunoscuți și nu doar mărțișoare. Deci vom avea acolo și piese de port, vom avea și materiale de ceramică, piei și așa mai departe. Vom avea și posibilitatea să savurăm din diversitatea bucătăriei tradiționale. Deci credem noi, cei de la Ministerul Culturii, împreună cu partenerii instituțiile noastre, că este o inițiativă demnă, este o primă ediție și sperăm la o continuitate, sperăm la un succes al acestei ediții. Și iată, de fapt, cu această premieră venim. Dacă sunt întrebări referitor la târg, eu... Eu aș vrea să completez, mulțumesc doamna Pociumban pentru această descriere, aș vrea să anticipez posibilele întrebări, cât va costa târgul. Deci târgul Mărțișorului nu va costa nimic, 0 lei. El va fi finanțat din economiile care au fost realizate, care sau banii care n-au fost cheltuiți integral la târgul de Crăciun. Deci Moldova Concert a înregistrat anumite economii la paragraful organizarea târgului de Crăciun și în limita acestor bani disponibili vom organiza acum târgul Mărțișorului. Pe scena improvizată în stil de iarmaroc a târgului Mărțișorului vor evolua artiști și artiști profesioniști, dar și formații din localitățile Republicii Moldova care vor veni, vor fi invitați la acest târg. Bugetul festivalului. Deci bugetul festivalului în anul acesta este estimat la 2.350.000 de lei, ceea ce prevede organizarea a 19 concerte în Chișinău, în toate instituțiile conducătorii cărora sunt prezenți aici și o să puteți să le adresați întrebări, dar și 15 concerte în alte localități ale Republicii Moldova. În această ordine de idei, vă rugăm să adresați întrebări instituțiilor, conducătorilor instituțiilor prezenți aici. Vă rog, sunt întrebări, domnul Boris? Da, vă rog întrebări, nemijlociți la subiectul care ține de întâlnirea noastră de astăzi. Deci, dacă îmi permiteți, o să răspund eu la această întrebare. Uitați-vă, regulile sunt scrise și stabilite, am impresia, de 5 luni deja. Ele se schimbă în funcție de codul de alertă care este stabilit de Comisia Națională. Evoluția pandemică acum, deci statistic vorbind, urmărind evoluția, noi vedem o scădere a valului, o coborâre a valului pandemic. Și suntem optimiști pentru că exact în momentul unui pic negativ, unui pic jos al valului pandemic, vom organiza și târgul și festivalul. Deci noi mizăm foarte mult să ajungem într-un cod verde de
organizarea evenimentelor. Cel mai rău caz într-un cod galben, ceea ce iarăși ne va permite practic sălile să fie la 100% cu condiția prezentării dovezii de vaccinare sau de boală recentă. Da? Noi știm cu toții că am trecut acum, trecem încă printr-un val puternic a acestui Omicron, care a afectat foarte multă lume, dar tocmai asta ne dă optimism să credem că în momentul organizării festivalului și târgului vom avea o situație pandemică favorabilă pentru a organiza aceste evenimente. Deci suntem optimiști în acest sens, îi rugăm pe toți să urmărească evoluția și știi comunicatele Comisiei Naționale în Sănătate Publică și să respectăm toate prevederile care sunt scrise în recomandările acestei comisii. O să rog pe domnul Locoman să răspundă la această întrebare, în primul rând. Dacă îmi permiteți, eu o să dau citire programului de concerte care vor avea loc în incinta Palatului Național. Sunt 10 la număr și toate aceste concerte se vor difuza pe ecranul LED din interiorul târgului Mărțișorului, dat fiind faptul că acum suntem încă în cod roșu, dar avem permisiunea de a activa la 50% capacitate. Bineînțeles că nu toți doritorii care vor să ajungă la aceste concerte vor avea posibilitatea și atunci ei pot merge în târgul Mărțișorului să-și cumpere un mărțișor și să privească la acel ecran concertele. Deci data de 1 martie, deschiderea Mărțișorului, după cum a menționat și domnul ministru, este un spectacol dedicat creației maestrului Eugen Doga, 85 de primăveri, cu implicarea Orchestrei Naționale Simfonice Teleradio Moldova, Orchestrei Naționale de Muzică Lăutarii, cu mulți soliști și de la noi și invitați din România, printre care și Paula Seling și Irina Baianț și Vlad Miriță, Ana Maria Donose. Soliștii de la noi sunt Cătălin Josan, Brio Sonores, Cristina Pintilie. Va fi un spectacol, sper eu, pe măsura tuturor așteptărilor. 2 martie este un spectacol aniversar a Orchestrei Mugurel și a maestrului Ion Dascăl, care a împlinit recent 70 de ani de zile și iată, în acest concert îl vom omagea, sărbători pe maestrul Ion Dascăl. 3 martie este un spectacol etnofolcloric, un proiect de-al nostru care tradițional îl ținem în Mărțișor. Interietnica este un spectacol, concert dedicat tuturor etniilor conviețuitoare din Republica Moldova și aici vom vedea colective folclorice și de găgăuzi, bulgari, polonezi, ruși, ucraineni, toate etniile care sunt pe teritoriul Republicii Moldova. 4 martie, colegii noștri de la Baletul Național Joc au concert la Palatul Național. 5 martie vine Alex Calancea Band cu un program nou, un program primăveratic, Mugur Mugurel, e ceva nou, ceva în premieră. 6 martie este Orchestra Națională de Tineret a lui Adriano Marian cu un program de sinfo-jazz. La fel, un program nou, foarte interesant, cu soliști invitați, foarte buni. 7 martie,
Este un concert a formației Zdob și Zdub, Primăvara vine în țară, dat fiind că băieții sunt câștigătorii finalei naționale Eurovision, am convenit cu ei ca să organizăm și un concert la Palatul Național, astfel dând o promovare și o în plus pentru ei și pentru a se menține într-o formă respectivă ca să ne reprezinte cu brio la Eurovision. 8 martie vine Vali Bogdan Band cu un recital, Iubito pentru tine. 9 martie, concertul Orchestrei Naționale Lăutarei cu un program inedit, Hora Primăverii. Și la închidere 10 martie, cum a menționat domnul ministru, este concertul colegilor noștri de la Filarmonica Națională. Un spectacol, chiar astăzi va apărea afișul și toată informația, unde formațiile sau colectivele filarmonicii naționale vor veni cu un concert. Asta fiind pe scurt programul Mărțișor de astăzi, noi vom începe promovarea activă, vom crea evenimente, vom plasa toată informația. Mulțumesc! Vă rog dacă mai aveți întrebări. Deci, în primul rând, vă mulțumesc de întrebare. E o idee absolut nouă, s-a născut în cadrul ședinții comune, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu domnul Romașcanu, în ideea de a face cât mai multe acțiuni comune, sub lozinca care a lansat-o domnul ministru Romașcanu, o cultură, doi miniștri. Și atunci vedem cum împărțim și cum facem, astfel ca să lucrăm, de fapt, pentru beneficiul unei culturi, să slujim unei culturi, care este cultura românească. Și ideea organizării acestui festival în România am propus-o eu în dialogul nostru și a fost imediat preluată și de domnul Romașcanu. Și vroiam să păstrăm în secret această idee până o să o punem pe hârtie și o să avem acte respective semnate, dar domnul Romașcanu s-a grăbit și a anunțat-o într-o emisiune televizată, fapt pentru care sunt extrem de recunoscător. Asta și-a însemnat, de fapt, o preluare la modul cel mai serios a acestei intenții, respectiv în următoarea vizită pe care o să avem la București, care se planifică deja în luna martie, vom semna actele necesare pentru această idee, pentru realizarea acestei idei și altora. Cum ar fi festivalul, Reuniunea Teatrelor Naționale, etc. Și o să mai identificăm acțiuni în comun pentru a sluji, cum am spus, unei culturi. Asta este intenția la moment, dați-ne voie să venim cu acte semnate, cu documente, cu obligațiuni asumate documental și atunci o să putem spune cu siguranță. Până mai apar întrebări, o să rog pe doamna Larisa Zupcu să ne spună cu ce ne bucură sala cu orgă în cadrul festivalului. Este, da? Se aude, da? Mulțumesc! Da, sala cu orgă la fel participă anual cu un program divers. Anul acesta vom prezenta 8 concerte, 4 la sediu și 4 în teritoriu. Vom începe programul nostru cu un concert, după noi unul important și îl considerăm un concert eveniment, deoarece vor participa 2 soprane bine cunoscute publicului nostru, care au o carieră internațională în continuare și de care ne bucurăm pentru succesele dumnealor. E vorba de
sopranele Natalia Gavrilan și Tatiana Lisnic, care vor interpreta o creație monumentală, Stabat Mater de Pergolese. Vor fi acompaniate de orchestra noastră, Orchestra Națională de Cameră, condusă de maestru Cristian Florea. Va urma un recital de orgă. De data aceasta am invitat organistul principal al Slovaciei, vorba de Marek Vrabel, și cu această ocazie vreau să mulțumesc și consulatului Slovaciei la Chișinău, care ne-a oferit un mic ajutor, un suport material ca să fie realizat la cel mai înalt nivel acest concert. După care va urma un recital de acordeon cu participarea unui tânăr care eu cred că în viitor vom fi toți mândri de el. Deja suntem mândri că este campionul mondial al concursurilor de acordeoniști. E vorba de Radu Rățoi, care recent i s-a oferit și titlul maestru în arte. Radu Rățoi, cum spuneam, va fi și este de fapt o stea în devenire în domeniul său. Este un virtuos al acordeonului și va prezenta un disc pe care l-a lansat recent, dedicat creațiilor lui Johann Sebastian Bach. Și vom finaliza anul acesta, adică oferim sala noastră tinerilor muzicieni, care la fel, deși sunt tineri, dar au deja un palmares impresionant, sunt laureați ai concursurilor naționale și internaționale. E vorba de trei tineri muzicieni, elevi ai Școlii de Arte Stârcea, liceului Porumbescu, și un tânăr saxofonist care studiază la Bălți, dar este un virtuos al saxofonului și am fost cu toții impresionați la concursul Antonina Lucinski, care a avut loc în septembrie, a obținut premiul mare. În teritoriu vom prezenta patru concerte, vor merge soliștii săle cu orgă, Ion Negură cu pianista Elena Turea la Telenești și la Bălți, orchestra cu concertul Mărțișorul Copiilor, acest spectacol vom prezenta și la Bălți, iar Corul Național de Cameră va merge la Cahul, unde vor prezenta un concert cu creații vocale pentru cor. Iată, acestea sunt concertele din anul acesta. Sperăm publicul să se bucure de aceste programe și de artiștii care vor evolua anul acesta. Da. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Zupcu. Aș vrea să rog și pe doamna Svetlana Bivol să ne spună cu ce surprize vine Filarmonica. Vă mulțumesc pentru această ocazie să putem vorbi și cu jurnaliștii. În primul rând vreau să mulțumesc Ministerul Culturii, domnul ministru, că totuși festivalul ăsta se produce, deoarece a fost un mare semn de întrebare, ținând cont de situația pandemică. Bineînțeles că în acest an el este un pic mai puțin internațional, aș zice eu, cu o tentă națională, dar cu toate acestea avem oaspeți, în special din România, peste tot, în toate instituțiile noastre și din alte țări. Filarmonica, deci, este leagănul acestui festival, toată lumea cunoaște acest lucru și vreau încă o dată să ne amintim de acest înaintaș, cei care au fondat acest festival, care l-au creat, doi mari titani ai culturii, Gleb Ceicovski-Mereșanu cu Alexandru Fetcu, pe atunci, în 1966, director artistic și director general al Filarmonicii. De acolo a pornit această frumoasă idee și care vedeți că s-a dezvoltat și a crescut într-un mare, mare festival care, de fapt, nu s-a oprit niciodată și vă mulțumim încă o dată, domn ministru, că n-am rupt acest lanț, deoarece este foarte important pentru toți să nu existe precedent că, mă rog, oprim primăvara, adică, într-un fel, primăvara muzicală. Filarmonica propune în acest an 13 concerte, cred că avem cele mai multe evenimente programate și este firesc, deoarece îmblăm printre case și nu prea avem locul nostru, adică noi îl avem, într-un fel, la Palatul Republicii, dar
Îi mulțumim domnul Locoman și Ministerul Culturii că s-a acceptat ideea, frumoasa idee de a încheia festivalul cu formațiile filarmonice la Palatul Național. Oricum toate acestea, deci patru concerte se vor produce la Palatul Republicii, un concert simfonic pe data de 4 martie, în care îi vom avea soliști pe Octavian Lup, un violoncelist foarte interesant, tânăr, dar la fel foarte promițător din România, și care va cânta concertul pentru violoncel și orchestră de Schumann, și vom avea un solist fagotist, Vladimir Taran, cu un poem pentru fagot și orchestră de Ghenadi Ciobanu, ținând cont de marea problemă la capitolul instrumente, fagot și oboi, în special aceste două sunt o problemă foarte gravă, mai ales în Moldova, de fapt în lume, dar și în Moldova în special. E bine să-i promovăm pe tinerii care interpretează la fagot, la aceste instrumente, concerte solo. Pe 5, ansamblu Concertino prezintă un program nou absolut, deci creații în premieră. Pe data de 6 martie, în colaborare cu Centrul Național de Cultură și Știință Rusă, va veni la Chișinău un ansamblu vocal de bărbați care, de fapt, promovează muzica bisericească și cea laică, și va fi o prezență foarte, foarte impresionantă, deoarece noi i-am auzit, nu odată, și tare mult ne-am dorit să ajungă și la Chișinău. Iar pe 7 martie, Constantin Moscovici și adună prietenii bărbați și le fac doamnelor un cadou de ziua ta, un mărțișor de ziua ta. Aici vor evolua soliștii din Chișinău, Vladimir Fotescu, Aurel Chiotac, Ricu Vod, Igor Rusu, Gabriel Nebunu. Iar invitatul special acestei seri va fi Mitu Bujor, pe care mulți îl așteaptă, dar deci are o ocazie să vină la Chișinău și noi repejor l-am prins și i-am propus să evolueze în acest concert. Chiar vreau să menționez că va evolua fără remunerare, este o chestie foarte importantă, și fără onorariu, într-un fel, mă rog, drumul, Ministerul Culturii ne ajută să îl achităm. Ori pe 10 martie vrem să aprindem în piept speranța cu colectivele noastre, Orchestra Simfonică, Capela Corală Academică Doina, Orchestra de Muzică Populară Folclor, Ansamblu Concertino și garnitura de soliști extraordinari pe care îi avem noi pe toți. Este vorba și de Tatiana Costiuc, Elena Dimirgean, Marin Gheras, Sergiu Mușat, Vasile Iovu, mulți soliști pe care îi avem și cu care ne mândrim. Va fi un concert absolut diferit de genul nostru de activitate, cumva, într-un alt format. Toate aceste colective se vor prezenta un pic diferit de tradițional, într-un fel, dar Ianoș Petrașcu este regizorul acestui concert și conceptul este unul foarte promițător și interesant. Vă invităm cu mare drag în sala Palatului Național la acest concert. Ori în teritoriu avem 8 concerte, din cele 15, da? Filarmonica va acoperi 8 concerte în teritoriu și ne bucurăm foarte mult, colaborăm cu direcțiile cultură din teritoriu. În primul rând, Orchestra Folclor va susține 3 concerte, la Comrat, la Corjova și la Crușova. Duetul de pianiști Anatolie Lapicus și Iuri Mahovici, care au în acest an un jubileu foarte important, 60 de ani de la naștere și 30 de ani de activitate artistică. Ei au câștigat și un proiect foarte serios la Ministerul Culturii, în programul proiectelor culturale și cu drag, adică se lansează acum pe 26 februarie, apropo, este un pic anticipăm festivalul Mărțișor, și după aia vor susține 30 de concerte în toată Republica. Deci în Mărțișor 2 martie Bălți și 7 martie la Cahul. Capela Corală Doina va evolua la Nisporeni pe 4 martie, ansamblu Concertino pe 9 martie la Sângerei și Orchestra Simfonică la Cimișlia pe 6 martie. Adică avem un festival plin, un festival plin de emoții, de evenimente. Vă așteptăm în număr cât mai mare la acest festival. Vă mulțumim!
Vă mulțumim foarte mult, domnul Abiviu. În afară de concertul din data de 4 în sala Palatului, jocul, ce mai planifică doamna Strâmbeanu? Nu se aprinde? A, este. Vă salut, stimate domnule ministru, doamna Svetlana, domnul Boris Cremene. Trebuie să atest o colaborare extraordinară pe segmentul organizării mărțișorului, care într-un timp relativ scurt, când s-a luat decizia, a fost o mobilizare extraordinară, fiindcă pandemia într-adevăr și-a spus cuvântul și lumea artistică, dar și instituțiile au avut destule probleme și se confruntă în continuare. Iată că mărțișorul este din nou o provocare pentru instituțiile noastre, pentru artiști, este o mobilizare generală, vreau să fie și pentru societatea noastră, să vorbim mai mult despre artă, despre cultură, despre valorile noastre, despre mărțișor, joc și nu în detrimentul celorlalte instituții și spectacole care se vor produce în festival. Baletul Național Joc vine cu o surpriză. În spectacolul nostru coreografic avem în premieră, deci nu este o premieră, ultima dată această suită coreografică Joc, care a fost montată în anii 50 de către Igor Moisei, s-a produs acum 50 de ani. Am reluat această suită ca un omagiu pentru prima generație de dansatori, un omagiu adus celor care au stat la baza jocului și de acolo de unde de fapt a început totul. Acesta este Spiridon Mocanu, Ion Furnică, Nadejda Gorodețchi, Pavel Andreicenco, sunt mulți, mulți. Și de acolo de unde a început jocul și abordarea academică a dansului folcloric. Vom vedea o ciocârlie pusă în pași de dans. Nu știu dacă o să reușim să ajungem la virtuozitatea lui Spiridon Mocanu, care altădată, în 1954, la Festivalul Tineretului de la București, a luat medalia de aur și a fost numit cel mai rapid dansator din lume. Vrem să reluăm valorile jocului, să le promovăm și să bucurăm publicul în continuare. Ciocârlia nu va fi doar în dans, ciocârlia va fi prezentă și în interpretare instrumentală, deci în interpretarea unui grup de naiști și vom avea un spectacol nostru pe Ana Dabija cu Lie Ciocârlie. Astfel, vă invităm la joc o oră 40 de minute să savurați din frumusețea dansurilor, costumului și muzicii noastre. Alte prezențe sunt în teritoriu. Preconizăm să mergem la Cahul, la Ocnița, la Ungheni, așteptăm să ne confirme Ialoveniu și chiar mâine mergem la tratative cu Teatrul Nadejda Ronețcaia din Tiraspol, fiindcă noi am făcut o tradiție în ultimii ani să fim prezenți în cadrul mărțișorului pe scena acestui teatru. Nu ne-a reușit în anii pandemiei, dar sperăm că și oamenii de cultură de acolo speră să fie relaxate restricțiile și să bucurăm și publicul de acolo cu valorile noastre artistice. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Strâmbeanu. Știu că și opera planifică un spectacol. Domnule Ungrosu, cine cântați și când ne cântați? Da, mulțumesc. Opera Națională în acest an, la această ediție a Festivalului Mărțișor, va prezenta în data de 6 martie opera Boema, unde vom avea invitați soliști din România și vă așteptăm cu mare drag. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, sau mai sunt întrebări? Eu aș vrea să mă folosesc de ocazie și să subliniez faptul că noi mizăm foarte mult pe o participare activă a publicului spectator. S-au luat în calcule vânzarea biletelor, deci cofinanțarea din partea Ministerului este una minimală, astfel încât să compensăm eventualele pierdere, eventualele lacune, dar mizăm foarte mult pe o participare activă a publicului spectator prin procurarea de bilete. Îi îndemn pe toți să-și aleagă spectacolele preferate și să-și procure biletele din timp. Sperăm într-o situație pandemică care ne va permite să scoatem în vânzare 100% din locurile din sală. Cu toate acestea, nu este exclus și varianta pesimistă să avem posibilitatea
să prezentăm spectacolele doar la 50% din sală. De ce nu lăsați pentru mai târziu? Îndemn toată lumea să studieze programele festivalului, să-și aleagă spectacolele preferate și să-și procure biletele din timp. Mulțumesc! Vă rog, domnul Locoman. Și încă o precizare. Deci, pentru conaționalii noștri, cei care sunt în afara țării, deci toate concertele, Moldova Concert, din incinta Palatului Național, la fel vor fi transmise online pe pagina de Facebook Moldova Concert, la care de acum sunt abonate foarte multe comunități a conaționalilor noștri din întreaga lume. Așa că această platformă, acest proiect este îndreptat mai mult pentru cei care nu sunt în țară, dar care să fie la curent cu toate concertele, cu toate noutățile culturale de aici, de la Chișinău. Mulțumesc! Dacă nu aveți întrebări, vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru prezență, doamna Pociumban, domnii directori de instituții, vă urăm o zi bună și vă așteptăm la Mărțișor. Mulțumesc!